Scene cumplite s-au petrecut azi dimineață la ieșirea din Segarcea spre Calopăr, unde două persoane și-au pierdut viața într-un teribil accident rutier. Un tânăr de 24 de ani, Ionuț Palamarenco, și un bărbat de 50 de ani, Emil Mavrichi, amândoi din Segarcea, au luat ocazia pentru a merge la Craiova, însă abia au reușit să ajungă la ieșirea din oraș, acolo unde șoferul mașinii în care se aflau a intrat în depășire pe linia dublă, nu s-a asigurat corespunzător și a lovit frontal un Opel Vectra C condus de o femeie de 44 de ani din Craiova, care venea dinspre Calopăr și trebuia să ajungă la serviciu în Valea Stanciului. Valentin Buia, de 25 de ani, conducea un Cielo. În accident a mai fost implicat un autoturism marca Skoda, acroșat de Opel în timpul impactului. Am ajuns la locul intervenției, am acționat cu uneltele de descarcerare pentru cele două victime care sunt în spatele Cielo-ului. Am solicitat sprijin echipajelor de la ambulanță. Când ați ajuns aici, erau două victime încarcerate și cele două au și decedat? Între timp, da, au fost declarate de către medic decedate. Ele erau încarcerate. Doamna venea regulamentar din către Craiova. Cu Opel, nu? Da. Și băiatul venea din către Segarce. Veni frontal, direct în doamna. Dete cu doamna jos, pe asfalt, și ei văzurăm în pom, că luară în curba noi. Doar depășise, poate, da, noi. Și ce ați făcut când ați văzut că s-a întâmplat accident? Oprirea mașina și venirea, trăsărăm de ușă să-i scoatem afară. Șoferița Opelului și șoferul celălalt au fost răniți și transportați la Spitalul Județean de Urgență Craiova. Bărbatul, care se afla la volanul Skodei, nu a suferit nicio leziune, dar mașina a fost ușor avariată.